Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Ediția noastră săptămânală cu Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădicenie din Iași are loc cam fiecare joi, de altfel. Iar astăzi vom discuta despre modul prin care putem depăși anumite evenimente neplăcute din viața noastră, bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu sau fără, în cazul celor care se cred pe cont propriu. De ce apar astfel de situații, de încercări și care sunt lecțiile ce vor să ni le transmită, ne va explica astăzi Părintele. Sărut mâna! Bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit și aș începe așa. Fără mine nu puteți face nimic și cine nu-i cu mine împotriva mea și cine n-adună cu mine risipește. Aceasta e rădăcina și a încercărilor și a greutăților și a suferințelor. Aș vrea să definim pentru început care este o încercare, pentru că în jurul meu aud tot mai des de cumpene. Dar nu sunt chiar situații limită, adică nu cumva supraestimăm de obicei anumite lucruri, ca după aia să ajungem la evenimente marcante, într-adevăr. Haideți să fac o glumiță. Vedeți, dacă ne uităm în media sau într-un ziar sau într-o gazetă, vedem titlurile acestea. Bombastice, inimaginabil, nemaipomenit, nemaiîntâlnit, impact emoțional, dezastros. Ei, sunt cuvinte pe care noi le folosim pentru a atrage atenția. Lumea s-a învățat cu acest mod de abordare și atunci noi am devenit, fără să vrem, autovictimizați. Deci nu-i nevoie să fim victime, că ne putem declara victime. Și atunci spunem așa, când este vorba de o greutate și când este vorba de o cumpănă. Te-ai suit într-o mașină bună și ai condus cu viteză, da? N-ai respectat nici semaforul, nici pârtea, nici distanța, nici viteza, nici regulamentul de circulație și te-ai izbit într-un pod și ieși întreg de acolo. Aia este o greutate sau o cumpănă? Nu, e o cumpănă. De ce? Pentru că aia putea fi evitată. E folosit frumos termenul cumpănă. Când noi cântărim, putem ști măsura la care putem cădea sau la care ne putem opri. Și pentru că am trecut de câteva ori prin acest mod de cumpene, chiar mi s-a întâmplat odată ceva foarte interesant și în ziua era chiar Sfântul Mina, unul din sfinții mei protectori. Veneam de undeva cu mașina, a început să joace pe stradă, cred că avea un defect din uzura timpului. Șoferul s-a pierdut puțin cu firea. Eu sunt rațional din fire, nu mă pierd cu firea, asta e stilul meu. Și când l-am văzut că el s-a îngălbenit cu volanul în mână, am avut două idei, am zis așa, bine că nu vine nimeni din față să omorâm pe cineva, să facem un mea culpa. Bine că nu vine nimeni din spate să ne izbească, că să facem un impact, să se facă vreo victimă, să aibă ce scrie ziarul sau televizorul. Și pe urmă am zis așa, dacă o bag în șans și o sfărâm, o repar sau cumpăr alta. Dacă mă lovesc un pic, nu e o problemă, centura o aveam pusă. Asta se vindică, dar măcar nu facem o catastrofă. Și pur și simplu, fără să-l întreb pe el, i-am băgat mâna în volan și când am tras puternic la mine spre partea dreaptă, mașina s-a întors pur și simplu în loc ca un titirez și din viteza aia și din zgâlțeala aia și din nebuneala aia când nu mai putea controla nimeni, s-a oprit exact ca o vită când îi dai cu ciocanul în cap așa, brusc. Fără să mai cădeți în șanț. N-am căzut nici în șanț, nici în copac, nici în nimeni. S-a oprit un om care era într-o parcare, făcea ceva acolo la un 50 de metri de noi, și a făcut cruce că noi mergând spre ea și ne-a văzut cu fața din nou spre Vaslui, cum ar fi. Și pentru moment n-am avut niciun impact. Dar întâmplarea aia, pentru că am prins cumva, era un martie, am prins așa o peliculă de gheață, ceva pe șosea, șoferul s-a intimidat și atâta mi-a zis, zice, să nu mai faci treaba asta niciodată. Tași-o din gură, tu nu vezi că avem înger, păzitor, pașnic, ce-i cu tine? Nu vezi că suntem întregi? Culmea că noi aveam în mașină și niște lumânări de ceară curată le luam de la o doamnă pentru sărbătorile, că venea, era postul mare. Și am zis, păi, preot era deja în mașină, lumânări aveam, făceam parastasă, adică am făcut o glumă. Dar, în schimb, de atunci am spus de fiecare dată, las-o încet, las-o încet. Da. Și cred că clipa aia m-a făcut să fiu foarte atent de atunci, cu 20 de ani,
m-a făcut să fiu foarte atent, să nu mai fac niciodată abuz de viteză. Uh-huh. Și nu mai sufăr de boala vitezei, dar cred că a fost nevoie de clicul ăla. Și când m-am uitat în calendar de curiozitate seara, era ceva legat de aducerea moștrii lui Sfântul Mina, zic, uite, cine ne-a păzit. Da. Și nu m-aș fi speriat așa tare de problema în sine, cât aveam ideea asta, zic, abia așteaptă prietenii mei să zică, văzut, l-a bătut Dumnezeu, le-a arătat Dumnezeu, i-a făcut Dumnezeu. Am oarecare idee în imaginea și în mintea mea întotdeauna să fiu cumva corect așa față de Dumnezeu, în sensul ca să este în psalmi un stih care spune așa, nu mă lua la jumătatea zilor mele și nu lăsa pe dușmanii mei să batjocorească numele tău, că așa spune psalmistul, cine este lor Domn, unde este Dumnezeu? Dumnezeu, dacă crezi, este cu tine în fiecare clipă. Adică asta e o cumpără, dar ți-o faci. Deci nu îi aparține lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a inventat mașina cu 200 la oră, nu Dumnezeu a inventat viteza, omul, mecanismul, gândirea umană, nu Dumnezeu a inventat accidentul aviatic, nu Dumnezeu a inventat accidentul naval, nu Dumnezeu a inventat accidentul rutier, om. Prin neconcordanța atenției. În schimb, încercările de la Dumnezeu deja sunt de altă factură. Acelea sunt de o factură extraordinar de sensibilă, neștiută minții noastre. Și, de exemplu, și eu, dacă mă zgudui vreodată sufletește și n-am un răspuns, mă zgudui de semnele pe care nu le înțeleg. Și anume, cu ce poate fi vinovat un pruncuț care este bolnav deja din pântecele mamei lui? Vedeți? Asta nu putem noi explica, o știe Dumnezeu. Aceasta este o încercare. Și totuși, ea se poate vindeca prin credință. Deci, Dumnezeu, dacă tu crezi cu stăruință în El și te rogi, poate ameliora acest lucru. Și am să vă spun un lucru trăit de mine. Aveam o familie din Iași, domnul Dorin cu doamna Maria, dânsul a plecat la cele veșnice. Și când doamna s-a îmbolnăvit, el îmi spunea, părinte, să știți, dacă soția moare, eu mă recăsătoresc. Zic, domnul Dorin, nu săpați groapa altuia, că puteți pica în ea. Doamna s-a dus pe aici, pe la spitalele noastre din Iași și i s-a spus că are un fel de metastaze sau noduli la plămâni care duc spre un cancer. Știți ce înseamnă cancerul de părți moi? Într-un an, doi, te-ai curățat. Și i-am spus, doamne, maslu, 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 maslu. Sunt acuzat pe două direcții. Că face maslu pentru bani, lucru care e total minciună, că doar omul îți dă un leu sau 5 lei la maslu, nu stai tu să citești două ore pentru 5 lei, duci, sfințești o mașină, să faci la una, o maghiază, nu-și 200 de lei. Nu stai să faci maslu pentru 300 de lei la 100 de persoane. Dar în conceptul multora. Și i-am spus, împărtășanie, liturghie, rugăciune. Au trecut cei 5-6 ani care trebuiau să se definitiveze, boala s-a absolvit, a dispărut. Nu vă pot spune cum. Doamna trăiește și azi, nu pot da identitatea ei și cu ce se ocupă, este călugăriță la mănăstire în ziua de astăzi, întreagă și sănătoasă. Domnul, dintr-un om perfect sănătos, într-o dimineață a făcut infarct cu inima și a murit. Domnul fiind mult mai sănătos ca doamna. Și mi-a zis, părinte, toate le-am crezut, asta n-am putut să o cred vreodată. Doamnă, necunoscute sunt cărările Domnului. Credința ta te-a mântuit. Ce spune psalmistul David? M-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Asta este o încercare. Și cum o putem trece cu Dumnezeu și fără Dumnezeu? Am să vă arăt același mod și eveniment, că dacă am spovedit atâtea lucruri de-a lungul vieții, aș putea scrie un mini pateric pentru creștinii ăștia. Pentru să știți că avem creștini la fel de buni, la nivel cu monahii. Nu are plata un creștin ca un monah și nici un monah plata ca un creștin, dar creștini valoroși avem la mare artă. Nu se pune problema.